pare că astăzi este înnorat. Dar o plimbare pe plajă e binevenită. Partea pe asta. Ne-a trezit de dimineață. Că avem geamul fix, uite, în partea asta. Aveam impresia că plouă afară, de fapt se auzea apa. Bidonul. Golesc bidonul ăsta, nu știu, n-am aflat schema de ce golesc bidonul ăsta tot timpul. Cu apă proaspătă sau care o fi faza? Sunt Giambiani. Nu știu cum se pronunță. Giambiani. Hai pe îndreapt. Giambiani. Mambo, poa. Mambo. Bye.
frumos. Frumos, frumos. Am nimerit. Hai, e deschisă. Am nimerit la o nuntă. Salam aleikum. Wa aleikum salam. Habari za saizi. Habari za saizi. Habari za saizi. Za saizi. Habari za saizi. Nzuri. Nzuri. Aplauze mama. Am băgat și un dans la o nuntă. Am și cântat. De fapt, noi am vrut să ne anturăm, asta a fost ideea, să ne anturăm. Și am stat puțin pe lângă până a venit cineva să ne invite. Și a venit chiar sora Mirese și ne-a invitat la un dans. Ce calul mi-ai făcut la geam, vezi? Peter Pan. Unde? Oh my God. Mamă, ce tare era, uite, puteam să mergem până în capăt, acolo unde e tras apa. Wow, păi să mergem. Intre cu ăștia, ce să mă... N-ai cum. Uite cum arată. Și în partea asta... Păi astea sunt farmurile, mă. Astea sunt farmurile. Ah, acolo sunt farmurile, nu? Desigur. Ah, ce mufti că nu mi-am luat și-o pantaloni. Așa, așa, așa. Nu prea. A, alga. 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 Da. Am dat și miezul esenței din Zanzibar, și anume o nuntă 100% tradițională. Când vreodată mergi la o nuntă în Zanzibar? Da. Doar dacă ai invitație. Dar noi am mers și... fără să avem dinainte invitații. Giambiani chiar e super mișto. Am putea să mergem la restaurantul pe care l-a recomandat un nou prieten pe Facebook. Sunt
ce bine e să fii pe o plajă fără oameni. Nasol pentru turist, dar mișto pentru noi. Uite, astea cred că erau full înainte. Da, astea erau full înainte cumva. Dar și acum mai sunt câte 2-3 rătăciți ca noi. Este momentul perfect să vă luați o excursie în Zanzibar. Și să nu mai stați pe lup. Lup. E închis, da? Dar ce frumos arată. Da. Vezi că trebuie să... E o grămadă de oameni ca să le schimb. Cam da. Da, sotă. Minge. E o casă 100% ecologică din sticle de plastic. Wow, cât de tare. Sticle de plastic găsite, câteva lemnuțe. Foarte. Și auzi ca lumea face. Și ții lemnele în ea. Ții lemnele. Da. Le-a adunat o fântână. Apa nu prea mai e. Nu mai. Every... This one is better. Yeah. No? You from Mexico? No. Romania. 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 You know Romania? Romania. No. Vreau o casă de vânzare care are și banane în curte, absolut tot. Casă de vânzare. Casă de vânzare, dar n-aș făcut apă. N-a pus numărul de telefon. Oh, am dat două căpățini prea mic. Și asta e chiar mic de tot. Hai să mergem. Asta chiar e mic. Ne-am strecurat ca niște viermuși. Ah, am dat două căpățeni în bara de sus. N-ai dat? S-a rupt și capul. Da. Porumbelu. Pasante. Ok. Thank you. Avem. Uite cu farfuria, ca să spună.